Ultima ședință ordinară de Consiliul Local din anul 2022 a avut loc ieri, 12 decembrie, la Palatul Culturii Teodor Costescu din municipiul Drobeta-Turnu-Severin. Pe ordinea de zi au fost 27 de proiecte de hotărâre, discutate și aprobate parțial de consilierii locali. Majoritatea proiectelor s-au axat pe rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli ale anumitor instituții. În ședința de astăzi am avut câteva rectificări de venituri și cheltuieli, rectificări de buget, pentru că este ultima ședință din an și așa este procedura. De asemenea, am aprobat rețeaua școlară pentru anul 2023-2024 a municipiului Drobeta-Turnu-Severin, plus anumite chestiuni de ordin tehnic, inclusiv ajustări cu rata inflației a anumitor categorii de servicii publice oferite populației, pentru că legea așa prevede, în momentul în care sunt anumite, se crește inflația, trebuie și anumite taxe locale și anumite chestiuni care țin de serviciile publice, care trebuie actualizate cu rata inflației. Ședința a fost una diferită, deoarece a debutat cu o serie de colinde de Crăciun. Micuții au adus în sufletele celor prezenți magia sărbătorilor. În ședința de Consiliu Local am avut și un grup de colindători. Toată luna vom avea la Palatul Culturii colindători, bineînțeles cei care s-au înscris din timp să poată fi întâmpinați atât de moși cât și la primărie de domnul primar. Grupurile sunt binevenite și vor primi din partea moșului câte o atenție. În continuare sperăm ca și în anul care urmează Consiliul Local să lucreze la fel de bine, pentru că anul acesta a fost un an în care toate au fost în regulă și s-a văzut și din punct de vedere al proiectelor depuse. Și pentru că a fost ultima ședință a anului, consilierii locali și-au dat din nou mâna pentru a lua cele mai bune decizii pentru municipiul Drobeta-Turnu-Severin.